Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în această zi de 26 aprilie, ești o persoană artistică și creativă, cu o înțelegere excelentă a comerțului și a finanțelor. Luând în serios obiectivele, ai perseverența și dedicarea necesară pentru a-ți face visele și ideile o realitate. Politicoasă și fermecătoare, Ești incredibil de practică și sensibilă. Ținută excelentă în organizare și rezolvarea problemelor îți îmbunătățesc șansele de succes. Indiferent de dacă îți dezvolți propriile abilități sau ajuți pe cineva, ești preocupată mai mult de rezultate, nu de teorii abstracte. Deși la prima vedere, bogăția materială poate părea fi principala ta preocupare, în realitate te strădui pentru recunoaștere prestigiu și autoritate. Tu ai talentul nu numai pentru a crea noi sisteme și structuri, ci și pentru a le asigura viabilitatea. Tu faci tot ce îți stă în putință pentru a-ți păstra, a proteja de necazuri echipa în care lucrezi, precum și intimitatea, familia și chiar propria ta sănătate și bunăstarea prietenilor. Nașterea unei noi idei și implementarea ei este doar etapa inițială pentru tine. Munca zilnică în folosul organizației tale este o sarcină de mare importanță pentru tine. După ce ai început, te vei îndrepta zi de zi, săptămână după săptămână, an după an, într-o anumită direcție. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: rezistență, blândețe, temeinicie. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere, ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și abilitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a fi generoasă. Tu ești creativă, dar nu lipsită de talentul finanțatorului. Poți fi un om de afaceri bun care nu se oprește pe drumul care duce la obiectiv, ești încăpățânată și îți întruchipezi cu încăpățânare visele în realitate. Tu reușești să îmbini sensibilitatea și caracterul practic. În raport cu ceilalți ești mereu politicoasă și carismatică. Fiind încăpățânată, ești neputincioasă atunci când vine vorba de schimbarea direcției sau obiectivului. Cu toate acestea, tu asculți argumente raționale și ești întotdeauna deschisă pentru auto Totuși, în cazul în care sfaturile care îți sunt adresate fac apel la renunțarea la angajament, pur și simplu le ignori. Tu ai o dorință irezistibilă de a servi unei cauze. Deși întreținerea nu este cel mai interesant loc de muncă, este totuși extrem de importantă. Te poți vedea ca și un grădinar sau postor, care se asigură că totul este bine întreținut și că toată lumea este în plinătate. Destul de ciudat? dar cu toată convingerea că servește interesele societății, nu te consideri a fi suporter orba fundațiilor sale, în special contrar principiilor tale morale. Datorită devotamentului tău excepțional la o anumită afacere sau obiectiv, te poți confrunta cu problema singurătății. În astfel de cazuri poți fi solicitată inutil de cei dragi, în special copiii și rudele. În opinia ta crezi ferm că totul ar trebui adaptat modelelor perfecte. Natural nascut o pragmatică, în anumite circunstanțe, devii un filozof. Încet și cu răbdare ți aperi principiile de viață, cel mai adesea conservatoare. De regulă, te afli de partea legii și ordinii și ești în favoarea păstrării fundațiilor publice, dar numai dacă acestea din urmă nu contrazic propriile idei de oportunitate te afli totdeauna în frunta luptătorilor împotriva birocrației și găsește o deosebită plăcere să răstorni restricțiile și cerințele inutile. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură, farmec, loialitate și de asemenea, curaj. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată, cum afectează data de 26 aprilie soartata, creativitatea este necesitatea ta vitală. Fără activitate creativă constantă, începi să te simți deprimată și inutilă. Ai talent nu numai ca teoretician, ci și ca practician. Pentru tine, lucrul pe orice proiect are două etape. Gândirea atentă asupra sistemului de lucru și asigurarea viabilității ideilor tale în practică, planificarea minuțioasă a ta se extinde și la sfera familiei, încerci să-i protejezi pe cei dragi la maxim, ești o muncitoare dedicată, care îndeplinește cu seriozitate orice sarcină, una dintre calitățile tale pozitive este că nu te aștepți la un rezultat instant, dar ești gata să perseverezi multă timp într-o anumită direcție și, ca rezultat, să-ți atingi scopul. Ești atât de încăpățânată încât pentru a te convinge să schimbi direcția de activitate, alții vor trebui să aducă argumente suficiente de lungi și grele. Totuși, ești deschisă dialogului, poți accepta critici și poți lua în considerare toate comentariile. Poți fi o adevărată descoperire pentru angajator. La fel de organic vei arăta într-o poziție de conducere, dar și în locul lucrătorului obișnuit. Te distingi prin atitudinea ta gravă. Ți se poate încredința aproape orice sarcina și nu te îndoiești de rezultatul cu succes. Tu poți acționa mai mult în detrimentul tău decât în cauza comună. Incredibila ta încăpățânare poate provoca admirația colegilor. Energia vieții tale are drept scop creația. Tu vei scopul vieții tale de a crea o atmosferă de confort în jurul tău și al celor dragi. Fără îndoială, una dintre cele mai remarcabile calități ale tale este minunatul simț al umorului. Tu în orice situație, rămâi realistă și pragmatică. Foarte rar, unele circunstanțe excepționale te pot face să filosofezi, poți deveni un avocat al ordinii de drept. Atâta timp cât aceste lucruri nu contravine principiilor tale personale, dragoste și compatibilitate, în adâncul sufletului tău este nevoie de iubire și de înțelegere, dar înainte de a-ți conecta viața cu cineva, trebuie să câștigi încredere în acea persoană. Vrei iubire și siguranță emoțională, dar prefer singurătatea vieții decât singurătatea cu un partener necorespunzător cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasionale este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. De regulă dorești să începi o afacere de la zero, să crești odată cu aceasta, să-ți dezvolți afacerea. Tu încerci să-ți protejezi atât colegii, cât și familia și prietenii de orice probleme. Lucrarea zilnică pentru cauza comună este mai multă decât începutul unei idei noi. Tu poți să lucrezi în aceeași direcție ani de zile pentru a obține rezultate. Nu-ți place să te oprești la jumătatea drumului și să schimbi cursul. Poți fi administrator și director excelent, poți să ții evidența oricărei organizații și să o ajuți să funcționeze. Popularitatea, imaginea și influența sunt mai importante pentru tine decât banii. Tu vei lucra în primul rând pentru rezultatul general și pentru beneficiul cauzei, și nu pentru câștigul personal. Tu încerci să urmărești binele tuturor, rară ori arătând oboseală. Cu toate acestea, nu ești străină de autoironie. În ciuda faptului că lucrezi în folosul societății, nu întotdeauna urmezi tradițiile. Datorită faptului că îți concentrezi toată viața în jurul aceluiași lucru, poți fi singură pentru totdeauna. Sănătate și boli, de regulă, aderi la un program de viață strict stabilit. Deci nu este atât de ușor pentru medici și rude să te facă să schimbi ritmul de activitate chiar și când apar întreruperi de sănătate. Ești predestinată să suferi de afecțiuni cronice, cu care te obișnuiești și cu care trăiești împreună în pace. Cu toate acestea, uneori reușești să fii convinsă că îngrijirea propriei sănătăți este o sarcină numai puțin importantă decât îngrijirea unei întreprinderi sau a unei familii. Bolile asociate cu ereditatea sau malnutriția, precum și diabetul zaharat sau probleme cu sistemul cardiovascular, hipertensiune arterială, predispoziție la atac de cord, reprezintă un pericol major pentru tine, mai ales dacă alegi un stil de viață sedentar. O atenție sporită ar trebui acordată dietei și, în special, controlului asupra consumului de zahăr și grăsimi. Astrele îți recomandă evitarea fumatului, destinul și norocul, universul te-a înzestrat cu perseverență, o varietate de talente, să fii un descoperitor, geniu cu o voință puternică. Prima jumătate a vieții tale ar putea să nu fie foarte plină de bucurie, dificultăți, dezamăgiri, căutarea de tine însă îți, dar vei face față tuturor dificultăților și vei reuși să obții mult în viață. Sfaturi pentru tine. Principalul sfat este să fii mai puțin ascuțită în judecăți, să asculti ce spun ceilalți oameni. Este necesar să înveți cum să-i percepi pe ceilalți nu atât de critică, și rezultatul va fi în mod necesar pozitiv, deoarece, după cum știi, toate ouăle nu ar trebui să fie depozitate într-un singur coș, nici tu nu ar trebui să-ți închini viața într-un singur caz, tu poți râde de propriile tale defecte. Dar ar trebui să-ți exprimi opiniile mai ușor, mai ales dacă există o șansă de a răni într-o oarecare măsură sentimentele altora. În caz contrar, te poți confrunta cu singurătatea. De asemenea, merită să fii mai puțin exigentă față de cei dragi și colegi. Permite altora să-și apere convingerile. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci? așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană. Pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.